Bună ziua, este ora 13. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi și astăzi. Vă propun un subiect pe care noi l-am mai abordat aici la 360 Medical și anume podiatria, numită generic un bine de care România are nevoie. Revenim la o temă pe care am mai adus-o în atenția dumneavoastră și o să vedeți astăzi date noi despre această profesie recent recunoscută în țara noastră. De doar 3 ani s-a întâmplat acest lucru. Mai multe sunt de spus și o să aflați detalii despre podiatrie și de aceea am decis împreună cu medicul Nicolae Fotin, pe care îl și salut pe această cale. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua. Merită readuse în discuție o serie de aspecte legate de acest subiect. Este alături de noi și asistentul universitar, dr. Cristian Paul Dan, este vicepreședintele Asociației de Podiatrie. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună ziua! Bună ziua! Eu sunt Aneta Sângerzan, începe chiar acum 360 Medical. Începem direct dezbaterile pentru că mai târziu o să vedem și un interviu extrem de interesant pe care l-au realizat colegii de la 360medical.ro. Domnule doctor Fotin, mă adresez dumneavoastră pentru început. Haideți să le reamintim telespectatorilor ce este podiatria, de ce este importantă și câți pacienți beneficiază de această, beneficiază de această profesie. O să încep și eu prin a spune că ne-am propus ca pentru parte din temele pe care le discutăm în cadrul acestei emisiuni să facem și emisiuni de urmărire, să vedem ce s-a mai întâmplat cu acel subiect, s-a îmbunătățit sau a rămas în același stadiu. Noi am adus podiatria în atenția publicului ca o nouă profesie în România, care să alinieze din perspectiva profesiilor care ar putea exista în domeniul medical, alinierea cu alte sisteme de sănătate. Prin eforturile Asociației de Podiatrie, asociație înființată în 2015, a ajuns astăzi podiatria să fie o meserie recunoscută, cum bine ați zis, și inclusă în catalogul ocupațiilor din România încă din 2018. Sigur că până la implementarea efectivă a ei în practica medicală, deși există și acum specialiști care se ocupă de partea de podiatrie, mai sunt multe lucruri de făcut. Poate o rapiditate a acțiunilor din partea statului ar fi binevenită. Dar reamintim că podiatria este acea parte a științelor medicale care se ocupă de cercetarea, de diagnosticul și de tratamentul afecțiunilor picioarelor noastre. Desigur că vorbim despre picioare, dar fără a limita la, doar la o anumită patologie, cea mai frecventă patologie, afectarea picioarelor, este dată de neuropatia diabetică, care este sau reprezintă riscul de apariție de ulcerații și amputații la nivelul picioarelor. Există date care arată că evoluția amputațiilor în România a crescut de-a lungul vremii. Există studii care arată și cercetări bazate pe date concrete din datele unităților sanitare care arată că anual în România sunt în jur de 5.000 de amputații. De fapt, și la nivelul statelor care au implementat și peste jumătate din țările Europei au această profesie implementată și care își arată beneficiile pentru sistemele de sănătate acolo unde este deja funcțională, că numărul acestor amputații scade. Prin urmare, știm că la nivelul României a existat un studiu mare care a arătat prevalența diabetului în România, care a arătat că 11% din populația României are o formă de diabet. Pe de altă parte, la nivelul casei, se pare că doar jumătate din acești pacienți sunt diagnosticați și tratați. Dacă din această jumătate ne gândim că o parte dintre ei ajung să facă ulcerații și ulterior să fie necesară o amputație cu tot ce implică la nivel personal, social, o amputație a unui membru, nu cred că mai este necesar să completăm că podiatria ar avea un rol deosebit de important în măsurile de sănătate publică pe care România le poate lua.
Există înscrisă în COR, în catalogul ocupațiilor din România din 2018, cum ați spus, însă sunt necesare măsuri suplimentare, cum ar fi recunoașterea ei la nivel de lege a ocupațiilor medicale în România. Sunt necesare cursuri de perfecționare și de pregătire a viitorilor podiatri în România. Asociația de podiatrie țintește chiar la înființarea unei facultăți de podiatrie după modele consacrate în Europa. De curând am aflat o veste bună, aceea a recunoașterii unui podiatru în România pe baza pregătirii pe care o are în Marea Britanie, țară de altfel cu mare experiență în acest domeniu. Domnule doctor Dan, care ar fi cele mai frecvente patologii care pot fi tratate sau prevenite printr-o vizită la podiatru? Cred că pot să încep cu cele care pot fi tratate, așa cum zicea și domnul doctor înainte. Diabetul e o boală importantă, 11% din populație este diagnosticată cu diabet și 85% dintre cei care dezvoltă o complicație datorată diabetului, și anume ulcerul diabetic, ajung la amputații. Deci amputațiile în piciorul diabetic sunt o complicație de care trebuie să avem sau pe care să o avem în vedere, și cu ajutorul podiatriei s-ar putea reduce mult numărul de amputații. Pe lângă diabet, picior diabetic, lucruri care au fost promovate de-a lungul timpului prin intermediul Asociației de Podiatrie. Podiatria, din punctul meu de vedere și nu doar din punctul meu de vedere, joacă și un rol de prevenție important. Încălțămintea ar trebui să fie prescrisă, dacă pot să zic așa, de către un podiatru, pentru că, în mod normal, încălțămintea trebuie să fie adaptată piciorului, nu piciorul să se adapteze încălțăminte. O încălțăminte incorrect, purtată sau incorrect aleasă, poate să ducă la patologii greu tratabile. Alte probleme pe care podiatul le poate trata în România la un moment dat, pentru că avem nevoie, așa cum zicea domnul doctor, de cursuri, de o facultate care să pregătească podiatrii, cu toate că există un cod COR pentru profesia de podiatru, avem nevoie de oameni care să știe lucruri legate de sănătatea picioarelor. Se pot trata problemele apărute la nivelul piciorului conservativ. Ce înseamnă conservativ? Fără intervenție chirurgicală. Sunt țări în care podiatrul poate să facă un curs de specializare, să facă și tratament chirurgical, dar nu intrăm în detalii. Ce probleme pot să fie tratate? Fasciitele plantare. Cu toții, la un moment dat, de-a lungul vieții, am avut o durere în talpă pentru că am stat mai mult în picioare, pentru că ne-am folosit inadecvat picioarele, am sărit, am țopăit, am urcat pe munți. Cu toții am auzit de acei pinteni calcaneni, care sunt de fapt un rezultat al fasciitei plantare, nu pintenele doare, ci faptul că se inflamează fascia plantară. Fasciita poate fi tratată de către podiatru. Tendinitele. La nivelul piciorului sunt un număr mare de elemente anatomice, care fiecare dintre ele la un moment dat poate să fie lezat. Leziunile tendinoase, leziunile articulare, pot să fie tratate de către podiatru non-invaziv sau minim-invaziv. Unghia încarnată, iar poate fi tratată de podiatru. Piciorul plat, cu ajutorul ortezărilor, diferitelor tipuri de ortezări. Când vine vorba de tratamentul halucelui valg, probabil că unele din doamnele care ne urmăresc au această problemă care le deranjează fie estetic, fie și ca simptomatologie, halucele valg poate fi tratat de către chirurg în România. Domnule doctor Fotin, cum poate fi stimulată podiatria în țara noastră și există în momentul de față podiatrii care practică această profesie în țara noastră? A spus niște lucruri foarte interesante, domnul doctor. Există specialiști care au fost instruiți și care s-au dedicat acestei părți medicale, aceea de podiatru. Specialiști în domeniul bolilor de nutriție și diabet, specialiști chirurgi, specialiști, noi am avut invitații în emisiune o parte dintre aceștia. Există centre de podiatrie, cum ar fi cel mai renumit de la Cluj, dar este necesară
o pregătire clară de noi profesioniști, nu neapărat în universități, cei, de pildă. În universități. S-a propus ca primă măsură de a crea acest specialist un master la Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj, care din păcate nu a putut să fie ținut din două motive, unul fiind cel legat de vremurile actuale, respectiv pandemice, care au presupus pe de-o parte amânarea acestui master, dar și din cauza, să zicem, a lentorii cu care anumite autorități răspund aprobărilor necesare, cererilor de aprobare necesare acestor programe de pregătire. Respectiv, programul de master se află încă în evaluarea autorităților de la Ministerul Educației. Să sperăm că ele vor veni astfel încât în cursul universitar următor să poată să fie început acest program de master, care s-ar adresa, pe de o parte, medicilor licențiați în medicină generală, asistenților medicali cu cursuri de lungă durată de 4 ani sau celor licențiați în balneofiziokinetoterapie. Cam în acest mod ar putea fi stimulată această profesie, pe de o parte statul care ar trebui să vadă beneficiile pe care o astfel de profesie le-ar putea aduce sistemului de sănătate și exemplele sunt nenumărate. V-am spus că sunt țări cu sisteme de sănătate puternice care au plasat podiatrul în cadrul unei echipe multidisciplinare tocmai cu rolul de a reduce impactul și evoluția acestor boli care până la urmă devin o povară pentru, atât pentru pacient, un pacient cu o amputație majoră, dar și pentru sistemele de sănătate. Prin urmare, cam așa ar putea fi stimulată această profesie, recunoașterea ei, suport în măsurile de implementare efectivă și recunoașterea ei în cadrul sistemului de sănătate, pentru că, pe de altă parte, de comunicare se ocupă specialiștii, așa cum vedem și astăzi, și statul nu ar trebui să facă prea multe în acest. Așteptăm să vedem și acel puțin pe care trebuie să-l facă, dacă se va. Spuneam că demersurile au început în 2015, suntem în 2021. Demersuri începute în 2015, efectiv recunoscută în catalogul ocupațiilor la sfârșit de 2018, început de 2019. Cam o dată la 3 ani mi se pare mult să implementez o măsură având ca obiectiv final până la urmă recunoașterea unei meserii și, repet, care și-a dovedit rolul în practica medicală. Domnule doctor Dan, am văzut dacă această meserie este abia la început în România, 3 ani trec foarte repede. Cât de important este să avem podiatrii care să trateze pacienții în România și care ar fi beneficiile principale față de situația actuală, situația în care ne aflăm în momentul acesta? Eu zic să trecem într-o zonă puțin mai optimistă, într-adevăr. Deodată la 3 ani e mult, dar ce e foarte important până când se rezolvă lucrurile din punct de vedere birocratic, să lumea să știe despre podiatrie și să se adreseze cabinetelor de podiatrie când o să le vadă pentru prima dată pe strada lor. De ce consider că e importantă profesia de podiatru? În primul rând, dovada că consider importantă e că fac parte din asociația de podiatrie și că lupt către un țel comun ca medic ortoped. În al doilea rând vreau să vorbim de câteva numere. În România mai sunt vreo 19 milioane de oameni, fiecare purtători a câte două picioare, cei mai norocoși, cei mai puțin norocoși au cel puțin unul. Asta înseamnă că avem undeva la peste 15 milioane, dacă suntem pesimiști, peste 36 de milioane de picioare care trebuie tratate. La un moment dat în viață a ajuns să ai probleme. De ce a ajuns să ai probleme? Ne întoarcem iar la numere. Gândiți-vă că un om obișnuit, zicem 70 de kilograme, sperăm toți să avem o greutate normală, cu toate că unii suntem supraponderali, un om obișnuit de 70 de kilograme, care face 8.000 de pași pe zi, încarcă pe picioare undeva la 56.000 de kilograme într-o singură zi de mers obișnuit. Să nu vorbim de supraponderali, de oamenii care fac
mai multă mișcare, asta fiind o medie. Gândiți-vă că greutatea respectivă care acționează asupra articulațiilor, la un moment dat, vrând, nevrând, cu toate că piciorul e extraordinar din punct de vedere biomecanic, e o operă de artă, e o capodoperă arhitecturală, cum doriți să-l numiți, cu toate astea, la un moment dat, avem nevoie de cineva care să se priceapă să îngrijească picioarele, nu să îngrijească și picioare. Din fericire, așa cum zicea și domnul doctor, la Cluj există un mic nucleu, cel puțin pe partea de îngrijire a piciorului diabetic, doamna doctor Pavel face lucruri extraordinare de ceva ani, dar trebuie extinse lucrurile la nivel național și trebuie dusă partea de podiatrie și în partea de prevenție, cum am zis mai devreme. Avem optometrist care să ne dea ochelari, dar mergem și ne cumpărăm singuri încălțămintea din magazinele de încălțăminte pentru noi și pentru copii, fără o recomandare. Și considerăm asta din punct de vedere cultural ca fiind ceva normal. Din punctul meu de vedere, 99% din încălțămintea pe care o putem cumpăra din magazine face rău picioarelor. Dar chiar asta, și acelor persoane care nu au probleme? Cei care nu au probleme vor avea probleme din cauza purtării unei încălțăminte neadecvate. Gândiți-vă, facem o paralelă între, că am început cu optometria, între cei care își cumpără ochelari din supermarketuri. Se duc la coșurile cu ochelari și își iau din supermarketuri. Credeți că e sănătos pentru ochi să facă locul acesta? Cu toate că, din punct de vedere al rezultatului, le oferă rezultate și ochelarii aceia din coșuri la câțiva lei. Pentru sănătatea ochilor e nevoie de cineva care să prescrie ochelari. Acum e dus puțin la extrem cu încălțămintea, dar dacă alegem greșit încălțămintea copiilor noștri, sunt șanse foarte mari să dezvolte probleme de-a lungul vieții. Am picior înțeles. Plat, calus, valgus, pentru că musculatura din interiorul, dacă deschideți un atlas de curiozitate, de anatomia piciorului, o să vedeți că sunt extrem de mulți mușchi, extrem de multe articulații. Articulații înseamnă mișcare. Dacă noi punem piciorul, punem 33 de articulații într-un bocan, înseamnă că anulăm toate cele 33, doar două mai rămân funcționale. Da. Vreau să prezentăm și cifrele zilei, după care o să mergem într-o foarte scurtă pauză de publicitate. Sunt în momentul de față 8.682 de noi cazuri de infectare raportate pentru ultimele 24 de ore. 150 de persoane și-au pierdut viața în același interval de timp infectate cu virusul SARS-CoV-2, iar situația critică este, așa cum ne așteptam în continuare, la secțiile de anestezie și terapie intensivă, unde 1440 de pacienți se află în stare gravă. Sunt ultimele cifre raportate de grupul de comunicare strategică. Vă spuneam în debutul acestei emisiuni că ai mei colegi de la 360medical.ro au realizat un interviu extrem de interesant cu profesorul universitar dr. Mihai Ionac, medic primar în chirurgie vasculară, care a oferit o serie de răspunsuri la mai multe întrebări ce fac referire la subiectul nostru de astăzi. Vă spuneam că o să mergem într-o foarte scurtă pauză de publicitate, după care vă propun să vedem împreună care este rolul chirurgiei vasculare în tratamentul piciorului diabetic. Ce presupune tratamentul piciorului diabetic pentru evitarea amputațiilor? Dacă este nevoie de o echipă multidisciplinară care să investigheze această afecțiune, așa cum se întâmplă în cazul altor afecțiuni. Publicitate, îl urmărim pe profesorul Ionac, apoi revenim pentru concluzii. Piciorul diabetic este una din complicațiile importante ale diabetului zaharat. Care este rolul chirurgiei vasculare în tratamentul piciorului diabetic? Sunt două cauze mari ale amputațiilor. Una este diabetul, cealaltă este boala aterosclerotică. Diabetul asigură, să zic în ghilimele, o șansă mult mai mare pacienților de a face boala aterosclerotică, adică de a li se înfunda vasele de sânge care hrănesc piciorul. În felul acesta, pacientul ajunge mult mai ușor să facă ulcere. De ce? Practic, pe de o parte, în piciorul lui ajunge mult mai puțin sânge, așa încât
piciorul respectiv, el ca și entitate, nu se mai poate apăra de agresiuni, de împunsături, de rosături, de... și practic nu se mai poate repara atunci când se produce o leziune. Iar pe de altă parte, diabetul, datorită modificărilor metabolismului caracteristice acestei boli, produce cu timpul în picior deformări. Deformările acestea dezechilibrează structura aceasta care este absolut fascinantă, e complicată și extrem de perfecționată a piciorului, așa încât piciorul va apăsa sau pacientul va apăsa pe picior în mod mult mai intens în anumite zone, acele zone vor fi pur și simplu strivite și în felul acesta apar ulcerele. Problema foarte mare este că 85% din amputații încep de la un ulcer. Și atunci aici este rolul uriaș atât al diabetologului cât și al chirurgului vascular, al podiatrului, al dermatologului. De ce? Pentru că de obicei pacientul se duce, având o rană la piele, se duce de multe ori la dermatolog. Nu întotdeauna vine la chirurg, la chirurgul vascular. Nu întotdeauna cu rana aceea se duce la diabetolog. Nu întotdeauna diabetologul îl descalță și se uită la picioare. Podiatria, așa cum știți, în România nu este un copil orfan, pentru că autoritățile nu sunt capabile să-și asume importanța acestei discipline și practic nu avem posibilitatea de a instrui podiatrii așa cum se face în toată Europa. Cu alte cuvinte, este nevoie de o echipă multidisciplinară pentru tratamentul piciorului diabetic. Ce înseamnă, de fapt, echipa multidisciplinară? Ca să încercăm să definim acest concept care poate să pară, sună extraordinar de frumos, dar eu nu știu câte echipe multidisciplinare există în România, practic. Poate există în câteva locuri, una, două. Ele oricum nu sunt statuate, nu sunt organizate, așa cum eu am vizitat centre de picior diabetic din Germania, din Belgia, din Olanda. Acolo oamenii sunt plătiți pentru timpul pe care îl desfășoară în echipa multidisciplinară. Ce înseamnă de fapt asta? Înseamnă o rețea, înseamnă un grup de persoane, specialiști din diverse specialități care aparțin acestei echipe. Adică, și care comunică între ei. Nu întotdeauna poți să fii disponibil. Ideea care este? Pacientul vine la un anumit interval la echipa multidisciplinară. În principiu, acolo ar trebui să fie diabetologul obligator, poate să fie un dermatolog și, iarăși obligator, dar noi nu avem, un podiatru. Iar ei fac verificarea pacientului din punctul de vedere al piciorului și al bolii de bază, care este diabetul. Și din cauza că au amândoi instruirea necesară, verifică dacă statusul vascular al pacientului este în regulă. Dacă acesta are pulsuri, atunci se vor ocupa de pacient. Dacă nu are pulsuri, vor convoca chirurgul vascular. Dacă pacientul are diverse afecțiuni dermatologice, vor convoca sau vor trimite pacientul la dermatolog. Deci, ideea de bază
este ca pacientul cu picior diabetic, piciorul diabetic însemnând un picior la un pacient cu diabet care are deja diverse modificări patologice, deci un pacient cu picior diabetic să fie tratat complet. Asta este, de fapt, esența echipei multidisciplinare. Pentru asta, ea trebuie să fie populată de persoane care comunică între ele. Din păcate, iară, noi, ca nație, așa, nu prea suntem obișnuiți să comunicăm și, iarăși, ca medici, nu suntem obișnuiți să colaborăm. Noi colaborăm cu foarte mari dificultăți, să zic așa. Nu ne prea sfătuim între noi, suntem foarte orgolioși. Ținem de pacienți în mod nejustificat, de multe ori, până când ei ajung în stadii destul de avansate de boală și când se atinge, când și pacientul și medicul își dau seama că nu mai au ce să facă, atunci eventual trimit pacientul spre un alt, spre un alt specialist. Deci la noi situația e departe de a fi ideală și nu știu sigur care este, care poate să fie soluția în momentul actual. Și atunci sunt inevitabile amputațiile, aceste complicații de temut pentru cei care au probleme cu piciorul diabetic. Ce presupune tratamentul piciorului diabetic astfel încât să se evite aceste amputații? E o întrebare foarte grea la care lumea, din punctul meu de vedere, încă n-a găsit răspunsul din cauza că numărul de amputații crește peste tot. Însă sunt totuși două lucruri majore care se pot face. În primul rând, trebuie lămurit care este statusul vascular, adică cât de bine este vascularizat piciorul, cât sânge curge în picior. Dacă în picior curge sângele în condiții normale, atunci pacientul trece pe partea cealaltă a controlului diabetului, a opririi celor, a controlului celorlalți factori de risc, cum este tensiunea arterială, fumatul, colesterolul, și ajunge pe mâna podiatrului, care va găsi mijloacele de a reechilibra problemele care apar din cauza tulburărilor de deformare pe care le are un picior diabetic. Dacă însă vascularizarea piciorului suferă, atunci urgența în paralel cu controlul factorilor de risc, cum ne place nouă să spunem, adică controlul diabetului, oprirea fumatului, tensiune și așa, în paralel cu acestea, pacientul trebuie să ajungă la chirurgul vascular, care va restabili fluxul sanguin. Revenit așa cum am promis pentru concluzii, domnul dr. Cristian Paul Dan, vicepreședintele Asociației de Podiatrie, este în continuare în legătură video directă și cu dumneavoastră aș vrea să trag concluziile, domnule Dan. Cum ar putea fi ușurată munca unui medic ortoped odată cu existența unui podiatru în echipa din care face parte? Asta e o întrebare destul de grea. De ce? Vă spun de ce. Pentru că lucrurile stau foarte rău în ceea ce privește îngrijirea piciorului și în rândul ortopezilor. În România sunt foarte puțini, spre deloc, ortopezi specializați spre îngrijirea picioarelor. Probabil că ăsta e și un motiv pentru care numărul de amputații la 100.000 de diabetici e de 3 ori mai mare decât media europeană în România. Dar în momentul în care lucrurile se vor alinia la norme europene și din punct de vedere al îngrijirii picioarelor, cu siguranță că podiatru poate să scutească foarte mult ortopezii de îngrijiri paliative, de îngrijiri
îngrijiri conservative, adică tratament conservativ pentru diferite probleme ale piciorului, ortezările, le pot face podiatrii fără să mai fie nevoie ca ortopezii să se implice, partea de recomandarea a încălțămintei, partea de tratamente locale, cu infiltrații, unghi încarnate și așa mai departe, care pot să vină foarte mult în sprijinul pacienților și să grăbească schimbarea în bine în ceea ce privește îngrijirea picioarelor. Domnule doctor Fotin, mai avem un minut la dispoziție. Să sperăm că lucrurile nu vor merge în același ritm de melc, îmi permit să spun, în ceea ce privește podiatria și în viitor. Avem așteptări totuși, nu? De la autorități. Așa este. Așteptăm ca evaluarea programului de master pentru Universitatea din Cluj să se finalizeze, astfel încât el să poată să fie inițiat de către Facultatea de Medicină de la Cluj și să vedem în curând cabinetele de podiatrie pe strada noastră, cum spunea domnul doctor, să cunoaștem ce înseamnă podiatria, să știm despre beneficiile pe care... Bineînțeles că ne-ați urmărit. Sunt Aneta Sângiorzan și vă doresc să aveți o duminică excelentă în continuare. La fix, TV1 cu Irina Petraru. Pe curând!